Bună ziua, mai spre seara așa puțin. Și bine v-am regăsit din nou, dragii mei. Ce, credeți că scăpați de mine? Nu se poate așa ceva. Am zis să ies un pic să fac așa un scurt filmuleț, să vă arăt și dumneavoastră că este ora nici ora 17 și este aproape noapte. După cum puteți bine vedea, este într-adevăr întuneric. Vântul, ca de obicei, cred că l-auziți și dumneavoastră, nu e lucru bun. Când voi lua microfon antivânt, acela cu trafaret, cu pomătuf, cum se spune aici la mine la țară, în Germania, o să-mi cumpăr de curând, ca să nu vă mai deranjeze vântul la urechiușe, dragii mei. Am văzut o grămadă de clipuri adresându-se lui Ilie Vlog. Nu este în atribuția mea să critic eu. O fi făcut și bune, o fi făcut și rele. Multă lume critică foarte aspru acum. Dar să deviem de la acest subiect, că nu mi aparține și chiar nu mă interesează în mare parte. Eu țin să vă întreb pe voi ce faceți voi, dragi românași, astăzi de Ziua Unirii, care a avut loc în 1859, Marea Unire. Mai bine mă făceam profesor de istorie. Vrăjeal! Am auzit și eu la radio, un radio, să nu-i spun numele, să nu supărăm pe mai mari YouTube-ului. Am auzit și eu la radio că avem și noi românașii de acasă liber astăzi. Mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim unor oameni de mai de sus că s-au limpezit la minte, cum se spune, și au creat această zi care o bine merităm toți românii de peste tot. Mă scuzați strâmbăturile, dar nu este de la soare, că n-am văzut soare astăzi. Eu inițial am venit să vă prezint acest mic video arătându-vă cum soare nu a fost astăzi și am ieșit așa mai pe asfințit, ca să nu mă bată rău umbra de la nori. Am ieșit mai pe asfințitul norilor, mai pe înțelesul dumneavoastră, înainte de a se întuneca foarte grav, foarte rău. Să vă mai țin puțin de vorbă astăzi, iubiților. Să vă întreb pe voi ce mai faceți, cum o mai duceți, cum sunteți. Și aveți grijă să nu vă puneți rău în cap astăzi. Mulți știu la ce mă gândesc și la ce, despre ce vorbesc. Ceaculu! Cam atât am vrut să vă spun de aici, de departe. Vă doresc să aveți mare grijă de voi. Vă doresc la toți românii să fiți fericiți, să fiți bucuroși, să sărbătoriți fiecare cum puteți. Astăzi e o super zi, ocazia asta țin să vă pup, să vă pupilez pe toți cu dragi, români și româncele. Mai departe nu mai spun, cu rimă, celor de la BUG. Frumoase versuri, cu ei am crescut, frumoase amintiri. Deci, românii și româncele, mai departe știți voi, țin să vă pup cu mult drag de ziua noastră astăzi, oficială, o mare, mare sărbătoare. Vă doresc să fiți fericiți acolo unde sunteți, să vă faceți așa cum trebuie această zi, să vă bucurați de ea. Dragii mei frumoși, eu vă aștept din nou să mai veniți pe la mine în vizită pe canalul meu, Roberto Bogdan Serban. Vă rog like-uri, veniți cu sugestii, că m-ar ajuta foarte mult, idei noi,
propuneri, provocări, challenger-uri. Hai cum? Hai cum here? Hai mă, Jack! Hai că se întunericește curând! Stai camuflat? Te-ai camuflat de mine, mă? Așa va să zică. Da, dragi moșului. Să acordăm un puțin atenție pe unde circulăm pe aici. Lumina nu este prea puternică decât la mine pe chip. Degeaba vedeți dumneavoastră că este puțină lumina, dar nu este, este chiar înserat bine. Să mergem puțin spre râu. Vă mulțumesc că sunteți totuși alături de mine. Au început să-mi crească vizualizările, iubiților. Abonații, ușor, ușor. Mă bucur pentru voi că sunteți cu mine, alături de mine, țineți aproape, cum îmi place mie mai mult să spun. Și să sperăm că pe viitor va fi mult mai bine. Mă bucur că canalul meu a început să se miște. Mă bucur că sunteți aici și mereu. Și sper că veți fi alături de mine. Eu țin să vă pup cu mult drag, să nu vă mai stresez cu prostii și tâmpenii. Îmi voi scuipa ce-am zis? Nu cred. N-am vrut să zic îmi voi scuipa, îmi voi schimba coperta canalului meu de pe YouTube. Am ceva de muncă la puțină grafică. De altfel îmi voi face și un nou avatar, un nou banner. Vă rog să-mi scuzați strâmbăturile, este vântul care a început puternic. Sunt și într-o ureche astăzi, că stânga este în concediu și mă și doare groaznic. Cam atât de aici de la mine. Vă rog să fiți cu mine în continuare. Vă rog să aveți grijă de voi. Să avem grijă toți de noi, să nu ne mânjim cu noroi. Că și așa poetul s-a născut român. Și românul. Și românul s-a născut poet. Desigur. Da, da, voi răspunde puțin mai târziu. Răbdare, stați la rând, vă rog. Am mesaje de ziua României astăzi, de ziua Unirii. De la voi, de la voi mulți, vă mulțumesc din suflet pe calea aceasta. Multe poze au venit. Au venit multe, multe, multe mesaje. Cu ocazia asta țin să vă spun încă o dată. Hai România, trăiască România cea unită și cea frumoasă. Nu mi-e rușine că sunt român. Am deja 4 ani pe meleagurile Nemțaniei și le spun la toată lumea că sunt din România și nu mi-e rușine. Sunt român și pe treaba asta sunt mândru. Am reușit să mă ridic aici din propriile mele puteri. Am plecat de la zero. Am dormit pe străzi pe unde apucam. Am mâncat ce am apucat. Dar voi vorbi despre asta într-un nou și frumos filmuleț. Acum nu este cazul, acum este cazul să vă las să vă bucurați de această superbă zi, care este o zi extraordinară, ziua românilor. Toată lumea mă întreabă de unde sunt. Eu sunt din România, Bucarest. Și mane prietenul meu, Jacu, tot din România, Bucarest. Jacu, Zaghe, salut la toți românii. Zaghe, salut, spune tu.
Salut la toți românii de pretutindeni! Hai România, trăiască România! Vă mulțumesc că sunteți cu mine alături de mine, vă iubesc mult! Ne vedem curând! Vă pup cu mult drag! Iubiților!